floresc florile lăbrat pentru al meu părinte drag. Luminează-mi drule soare, că e zi de sărbări. Ediția a noua a tradiționalului festival Legendele Cislăului a debutat cu o ceremonie religioasă susținută de un sobor de 6 preoți la biserica din centrul comunei Cislău. Primarul comunei, Dumitru Mitroiu, împreună cu soția acestuia, au fost aproape de 5 familii care au sărbătorit nunta de aur. Spectacolul a fost deschis de ansamblul folcloric format de copiii de la școala din Cislău, urmați de cunoscutul interpret Nicu Paleru, care a participat și anul acesta la petrecerea câmpenească, fiind invitat pentru a 5-a oară consecutiv. Hai ușor, cu curaj, știu că e căldură! Să nu simt cum anii trec, dar într-una și petre. A urmat interpreta Emilia Ghinescu, care a încins publicul la joc și voie bună. Pe scenă amplasată într-un decor natural de excepție, au mai urcat cunoscuți și îndrăgiți artiști locali. M-au mândrit că sunt rog. Acum sunt rugă, te așteptam să vii. Din lumea largă n-am lângă tine gâtul la copii. Sărbătoarea de la Cislău a dovedit încă o dată că este unul din cele mai așteptate motive de distracție atât a localnicilor din Cislău, cât și a celor din localitățile limitrofe. Festivalul va fi difuzat de TV Buzău în weekendurile următoare.